Întâlnire surpriză pe mare. Aflat în misiune ieri după amiază în largul Mării Negre cu destinația Coasta de Sud a Italiei, echipajul navei Ștefan cel Mare a Poliției de Frontieră a avut parte de o întâlnire surpriză. Marinarii au văzut în depărtare o șalupă pe care, așa cum se face, au salutat-o din sirenă. Șalupa a răspuns marinărește și s-a apropiat de navă, când, ce să vezi, la cârmă se afla chiar președintele Traian Băsescu. L-au invitat să urce la bord și i-au prezentat nava. Echipajul i-a oferit o șapcă având însemnele navei. La plecare, președintele și comandantul Cătălin Paraschiv și-au dat mâna și și-au urat reciproc vânt din pupa. Acesta este mesajul care a însoțit cele câteva poze care l-au avut ca protagonist pe Traian Băsescu. Venit în vizită la Neptun, șeful statului și-a amintit de vremurile în care el însuși se afla la cârma navei și nu a pierdut ocazia de a se urca la bordul navei vedeta gărzii de coastă, Ștefan cel Mare.